Mai tare. Pacea Domnului. Vreau să vă întreb dacă vă place să se ajutați pe părinți la ceas. Cui place să se ajute părinți? Cui nu-i place? Băiețelul din băiatul din povestea noastră o să-l numim Mihai. Este cineva Mihai? Poate bine înseamnă că nu-i vorba despre voi. Lui Mihai îi plăceau două lucruri foarte mult. Primul era somnul, să doarmă foarte mult, și al doilea să se joace. Cui îi place somnul? Cui îi place să doarmă mult? Dar să se joace, cui îi place? La toți. Așadar, dimineață, care era programul lui? Dimineața când se trezea, mânca un pic, părinții lui mergeau la treabă, ce crezi că făcea Mihai? Nu. Dormea. Corect. S-a apucat înapoi să doarmă. La amiază se trezea, mai căuta ceva de mâncare, într-o zi s-a trezit, a mâncat și s-a uitat pe geam. Și ce credeți că a văzut pe geam? Ce făceau copiii? Foarte bine. Ce credeți că i-ar fi plăcut să neagă, să se joace? Cu siguranță. Însă avea o problemă. A, copiii și-a dat răspunsuri. Avea o problemă mai importantă pentru el. Pentru care nu putea să meargă. Avea nevoie de niște ghete. Pentru că afară era zăpadă. Vă place să vă jucați în zăpadă? Nu? Bine. Avem o fată sincer. Și atunci, merge la tatăl său și spune, tată, am nevoie de niște ghete ca să mă pot juca. Să merg copiii la joacă. Tatăl său îi spune. Ne-a dus la treabă și îi cumpără în ghete. Ce credeți că a făcut? S-a apucat să ajute pe părinți la treabă sau s-a întors în casă să mă apăr la dormit? Cine vrea să răspundă? S-a întors înapoi la dormit. Dar uitându-se pe geam, vede că copiii se joacă și tare ar fi vrut să meargă, să se joace. Și merge iarăși la părinții lui și la tatăl său care hrăpa lemn afară și mama îngrijea de animale și spune, vreau și eu să mă duc să mă joc, dar n-am nici ce să mâncați. Tatăl să-i spune, vii și mă ajuți la treabă și îți cumpăr o pereche de ghete. Nici de data asta. A treia oară se gândește mai bine și se duce la tatăl său, spune, bine, spune-mi ce trebuie să fac. Și tatăl său îl trimite în post și spune, vezi că este o grămadă de creu și du-te și împrăști el ca să se usuce. Se duce el în post. Ce credeți că s-a apucat imediat de treabă sau nu s-a pus să doarmă, însă se uita atent prin ușa așa, ca să vadă ce face tatăl său și după câteva minute, așa când a crezut el că ar fi gata grămada, iese afară. Și spune, tata, am terminat. Tatăl său îi spune, bine, atunci du-te și mută înapoi în partea cealaltă. Împrăște-l din nou. Că știu că nu l-ai împrăștiat. Și se mirea, cum știe tata că nu l-am împrăștiat greu? Că nu a văzut ce fac. Se întoarce înapoi în pot, stă de acolo, se uită. Și după bucat de timp, când credea el că ar fi reușit să împrăște grămadă de greu, iarăși vine la tatăl său. Ce credeți? Că îi spune adevărul sau îi spune minciuni? Ce îi spune? Că l-am împrăștiat. Dar de fapt nu știu, voi știți povestea. Sau poate și voi la fel. În final, spune așa, îngândurat, nu știa tatăl său că el nu face treabă, în mod se duce și încet, încet se apucă de împrăștiat creul într-o parte și în alta. Și ce credeți că găsește sub grămadă de greu? O pereche de ghete. Și se coboară jos din post și bucuros că te-a sărutat de tate și mulțumesc foarte mult. Și era foarte bucuros că a putut să încarce ghete să meargă la joacă cu copii. Ce avem din mătate de această poveste? Ca să ascultăm și să promitem ceva dacă vreau la părinții lucruri să facem. Foarte bine. Domnul să vă ajute ca să împliniți toate promisiunile voastre și să ascultați de părinți. Amin.